Elevii sălăjeni care au depășit vârsta de 16 ani, beneficiază de pensie de urmași și care continuă studiile, trebuie să depună la Casa Județeană de Pensii Sălaj o adeverință școlară, din care se rezultă că urmează cursurile școlare. Directorul Casei Județene de Pensii Sălaj, Mircea Pop, a declarat că adeverințele trebuie însoțite de un cupon de pensie și copia cărții de identitate. Potrivit legii, în cazul elevilor de liceu, adeverințele trebuie depuse în termen de 10 zile de la începerea noului an școlar, care este programat să înceapă în data de 17 septembrie, iar în cazul studenților, adeverințele se vor depune după data de 1 octombrie. De precizat ar fi și faptul că pentru copiii care împlinesc vârsta de 16 ani în anul școlar 2012-2013, adeverința de elev și cuponul de pensie vor fi depuse în luna în care copilul urmaș a împlinit 16 ani. De precizat ar fi și faptul că la pensia de urmaș au dreptul copiii și soțul supraviețuitor. Dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii, copiii au dreptul la pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani și dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani. Cuantumul pensiei de urmaș în cazul orfanilor de ambii părinți reprezintă însumarea drepturilor de urmaș calculate după fiecare părinte.